Salutare și bine ai revenit la încă un episod. De data asta răspund la întrebări precum cum mă pregătesc pentru criză, care sunt cele mai bune companii europene și ce părere am despre companiile lui Donald Trump, în special acum după atentatul de asasinare. Așa că hai să vedem. Mă bucur că te uiți la acest video, pentru că înseamnă că ești interesat de investiții. Ei bine, nu este loc mai bun ca să-ți începi drumul către independența financiară decât cursul nostru gratuit de 3 zile pe Zoom, așa că, dacă ești interesat, cu mare căldură recomand, link în descriere. No, bun, hai să vedem întrebările. Prima vine de la user XE4RK2VE4L. Nu știu cum se citește. Bună, te rog dacă poți face analiză pe Micron Technology. Mulțumesc pentru toate informațiile extrem de utile. Micron. Știu că de foarte mult timp mă uitam la compania asta și gen acum 10 ani, dar n-am investit niciodată. Da, bun. Micron, simbol MU, capitalizare 148 de miliarde, ceea ce este impresionant. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, a urcat frumușel un 300%. Da, bun. Cu ce se ocupă? Așa... memorie și storage. Ok. Și date financiare, acum 10 ani vânzări de 16 miliarde, acum 5 ani 23 de miliarde, deci creștere, dar nu foarte rapidă. Anul trecut 15 miliarde. Yikes! Deci, este în declin. Vânzări mai mici decât acum 10 ani. Păi aș spune, instant descalificat. Nu este firmă mare blue chip, nu este firmă growth, oare dă dividende? Adică, hai să vedem. 0,34% pe an. Practic nu. Da? Hai ne uităm la profituri. Acum 10 ani 3 miliarde. Acum 5 ani 6 miliarde. Anul trecut minus 5 miliarde. Ok. Acolo e verdictul. Firmă nașpa. Următoarea întrebare. Deci, numai ca să repet. Eu știu că repet lucruri ce le zic în videouri. Cu un scop. Le tot repet până vă intră în cap. Da. Investițiile nu îs așa de complicate. Trebuie doar să eviți niște greșeli comune. Așa că, cu cât ești mai strict în criteriile de selecție, cu atât găsești oportunități mai de calitate. Micron îi nimic special. Următoarea. Na bun. Următoarea întrebare vine de la Grama Cristian 6782. Bună, Richard. Felicitări pentru canal. Mulțumesc, e muncă de echipă. Adică voi mă vedeți doar pe mine, dar avem echipă de marketing și oameni care promovează video și editor, deci nu sunt doar eu. Da, bun. Te urmăresc cu mare interes. Te rog să faci analiză pentru Pendio.do. Mi se pare tare interesantă această companie. Sunt curios care este părerea ta. Sigur. Păi, Pendio.do este în portofoliul meu growth. Dar hai să vedem mai specific de ce. Deci, PDD, pentru cei care nu știți, e o firmă din China, competitor cu Alibaba. Deci, capitalizare, 197 de miliarde, care e foarte impresionant. Performanță, nu să vedem, s-a listat în 2018 și de atunci max, 6% a urcat. Deci, impresionant. Bun, vedem așa. Da, deci comerț online, mă rog, și un portofoliu de business-uri. Așa, ăla e principală, comerț online. Date financiare, nu aici, o să vă surprindă. În 2016, vânzări 72 de milioane, foarte, foarte puțin. Anul următor, 268 de milioane. Anul următor, 1,9 miliarde. Apoi 4,3 miliarde, 9, 14, 18, 34. Creștere absolut astronomică. Acum, în China, reușești dacă ți se dă voie. Este un risc politic semnificativ. Deci nu îi piață liberă, nu e așa de liberă ca și în SUA. La profituri, dacă ne uităm, deci în 2016 pierdeau 42 de milioane. 2017 minus 80 de milioane,
apoi minus 1,4 miliarde, minus 1 miliard, minus 1 miliard, după care în ultimii 3 ani deja au făcut profit. 2021, 1 miliard 200, 2022, 4,5 miliarde și anul trecut 8 miliarde. Ceea ce e impresionant, adică anul trecut deja e peste 20% marjă netă de profit. Dacă ne uităm la evaluare, hai să vedem, și punem PE, da? Și ultimii 5 ani, ok, doar din 2022 avem 18. Ăla e foarte puțin, ăla e nimica. Deci, de asta spun, PDD este mult mai jos prețul decât unde era în maxim în 2021, chiar dacă profiturile au urcat enorm. De asta e așa de ieftină, pentru că e acel risc politic. Acum, în portofelul meu, e o pondere foarte mică, sub 3%. Deci, nu mă îngrijorează, dar asta e, firmă solidă. Bun, următoarea întrebare, de la Cătălin Săchiu. Salut, Richard! Când crezi că o să intrăm în recesiune? 2025 sau 2026? Și tu, cum te pregătești pentru asta? Dacă o faci, mulțumesc! PS, felicitări pentru munca de bursă! Mulțumesc! Ei bine, atunci o să reușești ca și investitor dacă accepti în inima ta că habar n-ai ce se va întâmpla pe termen scurt. Habar n-am când vine criza. Acum, strict crash în piață am văzut foarte recent. Păi, 2022. Ăsta a fost acel crash gigantic care vine odată la 10 ani. Nu știi ce oamenii se tot grăbesc? Da, iară vine criza. Păi, da, tocmai a fost. Ok, chiar dacă nu oficial PIB în scădere, dar nu știu ce vă stresa atât, da. În fiecare an este vreun deștept care strigă, vine criza. Ok? Eu după filozofia asta merg. Cu siguranță va veni criza în viitor. Nu știu când. Nu încerc să prezic. Îmi țin banii 100% investiți și am răbdare să treacă. Ok? Este o perspectivă foarte puțin stresantă. Da. Deci, majoritatea care încearcă să optimizeze timing-ul, nu că evită criza, ratează oportunități. Deci, vorbeam cu cineva, nu o să numesc cine, care a învățat strategiile mele și a zis, da, bun, păi vreau să investesc, dar nu acum, că e piața tare sus. Ok, am stat o oră să recapitulez. Nu poți ghici ce se întâmplă, fă DCA, de fapt urmează multe inovări. Na. Nu merită așteptat în mare parte. Adică, dacă ai gândire pe termen lung, nu încerca să ghicești ce se întâmplă. Na, bun, păi nu m-a ascultat. Hei, eu pot să învăț strategiile mele. Dacă nu le aplici, treaba ta. Aia a fost în februarie. Și se referă la Nvidia în mare parte. Dacă ne uităm pe un grafic din ăsta, din februarie, ce știu, cât o fi. Ah, da, știu, era înainte de raport trimestrial, deci era aici. De atunci, Nvidia a urcat 86%. Deci, pe atunci era la maxim istoric, zicea, oh, pe nu cumpăr acum, e prea sus. Și după aia urcă 86%. No, bravo, acum ce faci? Încerc să prezint o perspectivă care este larg aplicabilă pentru cât mai mulți oameni. Da. Majoritatea din voi sunteți încă foarte departe de independența financiară. Corect? Okay. Deci, alimentările lunare în timp o să reprezinte mult mai mare sumă decât suma inițială. Pentru majoritatea. Bun, deci absolut este irelevant când începi, da? Important să începi odată, să treacă timpul. Da. Bun, următoarea întrebare.
de la Grigora Sla Crămioara 8232. Okay, numele astea sunt ciudate. Bună, Richard. Ce părere ai despre DJT? Mulțumesc anticipat. Aha. Firma lui Donald Trump. Cea care are Truth Social îi echivalentul al lui Twitter. DJT stock este în plus 61% în pre-market. Deci, probabil știi, în weekend a fost un atentat de asasinare eșuat pe Donald Trump. Acum când filmez, îi luni la ora 11:15. Deci, tocmai s-a deschis pre-marketul. Donald a supraviețuit. Astfel, foarte mulți oameni își arată susținerea. Inclusiv Elon Musk a zis, gata, oficial îl susțin pe Donald Trump ca și președinte. Mulți oameni cumpără acțiunea lui doar din solidaritate. Nu pentru că e o investiție bună, ci na, ca și un meme stock, ca și cum era GameStop. Bun, nu știu de ce aici nu zice că în pre-market ar fi creștere mare. E un pic ciudat, dar în fine. Deci, valorează firma 5,8 miliarde. După creșterea asta o să fie probabil spre 10 miliarde. Datele financiare sunt cam subțiri. Deci, vânzări de 4 milioane. Este absolut ridicol de supraevaluată. Complet nejustificat fundamental. Acum, nu înseamnă că nu poate urca mai mult. După cum vedem, peste noapte urcă 60%. Este neprofitabilă, evident. Asta nu e investiție. Uite, s-a datat, zice aici, plus 68%. No, 68%, iar a urcat. Da, de asta nu e investiție pe termen lung. Asta este pur, pur speculare. Ceea ce nu recomand. Da, de asemenea, ce face compania mea preferată? Plus 4% în pre-market. Deci, în esență, piața consideră gata. Trump o să câștige și asta este pozitiv pentru bursă. Bun. Dacă supraviețuiește până noiembrie, mai nebunii ăștia. Următoarea întrebare. De la K9. Cadă, pară de jos, nou. Salut! Lasă pe frustrația ăștia. Spune-ne câte ceva despre piața europeană. Top companii europene sau pe țară, Italia, Spania, Germania, respectă. Olanda. Deci, unii dintre voi ați auzit, alții nu, de ASML. Ăștia fac acele aparate gigantice de fotolitografie cu care se gravează cu laser tranzistorii. Deci, cu ăștia se fac chipurile. Deci, dacă n-ați văzut până acum, așa arată un aparat din ăla. Da, e o monstruozitate. Costă câteva sute de milioane de dolari. Îs singurii din lume care creează acest aparat, cel puțin așa de avansat. Măcar avem și noi în Europa o companie tech, ceva ce nu poate face nimeni altcineva. Este atât de complex încât necesită 250 de ingineri 6 luni să-l asambleze. Însă este foarte profitabil. În esență, când funcționează aparatul ăsta, e ca și cum tipărește bani. Te uiți la acest video pe telefon, poate pe calculator. Chipul care este în telefon sau calculator garantat a fost făcut cu un aparat de la ASML. Nu este o companie foarte cunoscută ca și Nvidia, dar este absolut crucială. ASML face parte din portofelul meu growth, firmă de 400 de miliarde, în creștere rapidă, uite, cu 5 ani, vânzări 13 miliarde, am trecut 30. Fantastic. Bun, următoarea întrebare. Asta nu e întrebare, e mai degrabă un comment.
Trebuie să zic urlând pentru că e scris cu caps lock. Deci, hai să vedem. Acum acel om nu se referă la calități sau daruri lumești, șah sau alte chestii sau hobby-uri care de multe ori nu pot umple golul sufletului care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. La asta nu va putea inteligența artificială să întreacă un om cu adevărat duhovnicesc, care va putea numai cu un cuv să zdrobească orice inteligență omenească. Nu de aceea se numește artificială. Cel artificial rămâne artificial și nu se va putea pune cu originalul nici în trilioane de ani, cu atât mai mult într-o mie de ani, când este vorba de calitățile cel sufletești. La comentariul meu că AI-ul va depăși omul cu mult. Acum, mă refer la abilități intelectuale, precum a juca șah, a conduce mașină, etc. Într-adevăr, este multă ambiguitate legat de ce îi conștiința, ce înseamnă să fii conștient, da? Și oare poate o mașină trebuie să fie autoconștientă. Părerea mea este că nu. Nu-i de aproape, însă am mare convingere în chestia asta. Îi vorba în esență de suflet, acum nu vreau să devin prea esoteric aici, dar o entitate vie este foarte diferită decât o entitate care nu este vie. Da? Ca oameni putem spune, da, îs conștient că există. O mașinărie, indiferent câte calcule pe secundă poate face, nu poate spune chestia asta. Se poate preface, poate părea, poate să zică, da, da, eu știu că există, dar nu. Nu poate avea acel simț subiectiv. Ok. Mergem mai departe. Mă gândeam că este amuzant, așa că... de la Răzvan Ionescu. Ok, din nou, nu întrebare, dar... Da, merită. După ce am terminat mentoratul cu tine în investiții, nu aș fi crezut că ai o gândire atât de matură și în psihologia umană. Se pare că efectul de Dunning-Kruger a virusat foarte mulți cunoscători a investitorilor. Pentru cei care nu știți, efectul Dunning-Kruger e când un om care nu știe prea multe crede că știe foarte multe. Da, îți supraestimezi cunoștințele. Ține tot așa, Richard. Mulțumesc Universului că te-am întâlnit în vază de mijloc a curbei S și mi-ai permis să te am ca profesor. Da, tipul ăsta, doar în ultimele două luni, au făcut mult profit. 10.000. Acum, ok, și investiția semnificativă. Dar, da, a mers bine. A mai fost un comentariu că legat de, da, ce procent din cei care vin la mentorat fac bani? Majoritatea. Marea majoritate. Acum, ok, și piața e bună. Dacă anul ăsta am fi avut mare crash, ok, ar fi pierdut majoritatea. Însă, da, deci cei care s-au ținut de reguli au făcut bani. Da. Bun. Următoarea întrebare. De la AB sunt 80. Bună, Richard. Analiză pe ServiceNow și Interactive Brokers. Mulțumesc. Sigur. ServiceNow este de asemenea în portofoliul growth. Deci, simbol NOW. Capitalizare 155 de miliarde. Deci, foarte mare. Fac software pentru a automatiza niște workflow-uri. Deci, pentru business-uri. Ok, date financiare. Acum 5 ani, 3,4 miliarde. Am trecut 8,9. Creștere foarte frumoasă, deci îmi place. Dacă ne uităm la profit, acum 5 ani, 600 milioane. Am trecut 1,7 miliarde. Deci, din nou, creștere minunată, aproape triplu. La evaluare, hai să ne uităm la un PE, da, ce nu zic, așa, valuation, PE, ok, bun, 81, cam mult, ok, era PE-ul chiar și 19.000, nu înțeleg care era faza acolo, poate era foarte mic profitul, dar capitalizare mare. În ultimii 3 ani au mai scăzut.
Să știi, n-am urmărit multiplu, pentru că pur și simplu vedeam, ok, firmă mare, crește repede, cumpăr. E destul de aproape de maxim istoric. Acum, fiind așa de mică, relativ vorbind, cu alte firme mari, nu-i pondere mare. Deci, din nou, sub 3%, probabil. Interactive Brokers, păi, asta îmi place la Interactive Brokers, că e listat la bursă. Deci, vezi transparent cum îi merge companiei. Valorează 51 de miliarde, deci, brokerul, evident. Vedem datele financiare. Uite, acum 5 ani, vânzări 1,9 miliarde, anul trecut 4,4. Mai mult de dublu. Deci, e firmă growth. Da, un broker în sine, e firmă growth. Fantastic. Dacă ne uităm la profituri, acum 5 ani, 161 de milioane, anul trecut 600 de milioane. Da. Foarte bine. Deci cam aproximativ 15% marja netă de profit. Fantastic. Deci vrei ca brokerul tău să fie mare, stabil și profitabil. Da. La evaluare, dacă ne uităm, băgăm tot așa PE. Bun, ultimii 5 ani, 20, extrem de rezonabil. Deci, pentru firmă care crește așa repede, e foarte puțin. Da. Na bun, mișc puțin mai repede că avem multe întrebări astăzi. Cătălin Avelicu 3136. Richard, spune-te rog, dacă investesc în cele existente, gen Nvidia, când scade, scade una din ele, poate să influențeze și cealaltă din categorie? Absolut. Deci asta vezi, de exemplu, la rapoarte trimestriale. Când o companie mare are o mișcare semnificativă, îi influențează și pe restul, în aceeași categorie. Da, deci dacă Meta scade foarte mult acțiunea, păi în esență pentru că mai puțin oameni cumpără reclame. Va influența și Google, da. La fel, Nvidia. Dacă crește foarte mult, păi asta e pozitiv pentru Supermicrocomputer, TSMC, ASML, Dell, mă rog, restul din categorie. Deci, da? Bun, de la Cezar, Mihai Leanu, 6063. Bun, cumpărăm, vindem, dar nu noi, ci prin broker. Fă-ne o recomandare de broker serioși. Păi, pentru internațional, mi-mi place Interactive Brokers. Pentru piața română, cu Goldring lucrăm, foarte buni. Dacă ești interesat să deschizi cont la ei, putem să te ajutăm cu chestia asta. Colegul meu, Octavian Neguț, a mai fost pe canal, cel cu BVB. Te pot ajuta, o să pun în comentarii, în descriere, contului de Telegram și poți să-i scrii. Bun, de la Vieru Ivan 8509. Salut, Richard! Dacă nu am viză de reședință în România, îmi pot deschide cont pentru a tranzacționa pe BVB? Mersi mult pentru răspuns. Absolut, de asemenea, scrie la Octavian și te ajută. De la 99things45, care, apropo, este abonat la canal, ceea ce atât să faci și tu. Salutare! Ai putea face un video ghid despre rebalansare. Mulțumesc! Sigur. E foarte simplu în esență. Deci, cum era portofelul de pe BVB, care am zis, top 5 cele mai mari companii din România. Investesc procentual conform capitalizării. Țin acele companii, cu siguranță, un an. Anul viitor, la început de an, în ianuarie de obicei, fac o nouă listă, să vezi, ok, acum, care îs în top 10? Da. Și compar cu lista mea veche. Poate văd că, știu, Banca Transilvania nu se mai califică, scuze, în top 5, ci înlocuită cu alta, Digi, zic numai așa, de exemplu. Bun, păi, vând Banca Transilvania, cumpăr Digi. Acum, trebuie să vezi că și alocările se vor schimba. Da, poate trebuie să cumpăr un pic din hidroelectrică, trebuie să vând un pic din nuclear. Da? Deci, mici ajustări. Asta e. Faci noua listă și faci ca portofelul tău vechi să arate ca și
Nouă listă. Hai, așa de simplu. Durează mai puțin de o oră și gata. Bun, și ultima întrebare. De la Enache Mihai Octavian, 4733. Care ar fi posibile scenarii din momentul în care Fed o să înceapă să taie dobândă de referință? E foarte pozitiv. Deci, în trecut ne așteptam să reducă dobânda mult mai rapid. Însă nu s-a întâmplat pentru că inflația încă este destul de mare. Ok. Îs niște șanse ca în septembrie să înceapă tăierea dobânzilor? Păi ce înseamnă? Dacă cu risc zero primești tot mai puțin din dobânzi, atunci oamenii o să vândă din obligațiuni, o să scoată bani din bancă și o să pună în acțiuni. Deci este așa de simplu. Plus, ce face Fed-ul? Odată ce începe să taie, probabil va continua să taie dobânda o vreme. Da? Deci următorul an, doi, ar putea fi foarte pozitiv pentru piață. În special cu AI, care se dezvoltă astronomic, probabil vom vedea mari creșteri în productivitate. Bun. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru comentarii. Au fost foarte, foarte multe comentarii pe care n-am putut să răspund. Și așa e apropiind de jumătate de oră. Am stat aici toată ziua. Dacă n-am răspuns la întrebarea ta, te rog, lasă din nou un comentariu și poate apuc data viitoare. De asemenea, dacă vrei să-ți începi drumul către independența financiară, cum ziceam și la început, te invit la cursul nostru gratuit, 3 zile pe Zoom, hei, e gratis, link în descriere. De asemenea, nu uita să te abonezi, pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!